Nu, hai cu ziua bună, nene. Aici am descărcat, aici am rămas. Un pic așa a plouat, dar foarte puțin. Este destul de rece afară. A venit iarna la oameni ăștia. Uite și omul a terminat. Mă pun un pic să mănânc, să-mi fac un ceiuț din astea, știi? Hai să vezi ce e aici. Să mă pun un pic să le așez, dar degeaba le așez, pentru că ele iar se răvășesc cum vor ele. Am ăsta de cofitos. Trebuie să-l pun aici undeva jos. Să iau și ăsta. Aici, nene, la pădure. Păi da, aer curat, liniște, tot ce trebuie. E ok, prefer foarte mult zonele astea mai liniștite, ca să zic așa, știi? Mai am aici niște cafea, asta este butelia. O din asta aș vrea să mai îmi cumpăr. Este o chestie urgentă, dar o să trebuiască să o punem jos aici. Ce mai am pe aici? Asta e la de cafea, puțin cappuccino. Chestia asta cu care mai fac eu cafea. Asta aici. Asta aici. Oricum încep iarăși zdrângăl pe aici toate astea. Asta mi-am luat eu un zahăr cât să fie, știi? Aici mai am niște cafea din asta de la Jacobs. Mi s-a părut mai cheap price, știi? Și am luat-o. Să fac asta aici. Aici am niște miere din asta. Dacă o fi miere și nu o fi altceva. Oricum o punem și pe asta jos. Mai bine așa. Aici mai am un ceiuț. Să folosesc un ceai din ăsta. Parapapam, parapapam, punem acolo. Mai îmi trebuie de aici încă un ceiuț. Din ăsta, de-al nostru. Așa, mai sunt? 1, 2, e ok. Hai să le pun și pe astea aici. Să știi că până ori așa mai beau și ceai din ăsta. Să rup ăsta. Așa. Asta trebuie să-l punem acolo la garbage. Ok, mai îmi trebuie asta mică. Care o folosesc eu, niște water. De aici niște water. Aici. E foarte important să fii atent cu butelia asta când o folosești. Mai ales aici la interior. Trebuie avut foarte mare grijă. Butelia asta eu o folosesc la interior când trebuie să-mi fac ceva cafea, ceva ceai și chiar ține foarte mult timp. Îți recomand, dacă folosești focul în cabină, să fii foarte atent să nu fie nimic în jur, să fie cât mai safety posibil și să stai lângă ea, adică să nu o lași deschisă și să pleci, știi? Cred că este destul de fierbinte. O să opresc ăsta și o să pun aici. O să-l las așa acoperit. O să o dau de aici, acolo. Este foarte fierbinte acum chestia aia.
Da, deci dacă pui mâna aici e problemă. Trebuie lăsată să se răcească și după aia o poți pune înapoi la locul ei. Lasă un pic acoperit, știi? Nu are nimic. Pune aici ăsta. Vreau să mănânc un picuț. Mi-am luat o chestie din asta. Spuneai că trebuie lăsat 10-15 minute la fiert și e gata chestia. Mi se pare interesantă. Am mai luat o răz din ăsta, spun el că în 90 de secunde ar fi gata. Poți să-l pui la microunde sau poți să-l fierbi. Uite, vezi? 90 de secunde sau 3 minute la fiert. Chiar poți să le încerc. Niște pește din ăsta, eu mănânc foarte multe conserve din astea de pește, îmi plac foarte mult. Dar le las aici pe asta că nu-mi trebuiesc. Aici am niște roșii, un pic de unt, prefer, eu mănânc și unt, pentru că îmi pun, stai să închid ăsta, îmi pun, spre exemplu, pe o felie de pâine niște unt și cu niște, din asta de sus, ori din asta, oriceva miere, știi, și îl mănânca pe desert, ca să zic așa. Dar acum vreau să încerc. Mi-am luat, hai să-ți arăt. Am fost ieri un pic pe aici, pe la piață, și mi-am cumpărat niște chestii. Mi-am luat niște roșii. Mi-am luat ceva iaurt. Mai am burcanele astea de ciorbă de acasă. Iaurt, iaurt, iaurt. Mi-am luat niște cremvuști, niște chestii din aia. De desubt, la fel, tot așa pentru sandwich, știi? Aici mi-am luat ceva brânză din asta. Nu știu cum o fi, chiar sunt curios. Am putea încerca. Așa. Mai am o ciocolată, bineînțeles, unt, puțină mozzarella din asta, niște slănină, astea le-am de acasă. Știi? Trebuie să le așez înapoi cum erau. Asta o să las aici înapoi. Untul, roșiile și brânzica asta, ce-ar putea fi, chiar sunt curios. Asta, mă, că trebuie să citim. Știu eu cum trebuie să citesc. Stai așa. Folosesc o aplicație. Lens se numește. Și aia de la Google, știi, dai pe el. Trebuie să vorbesc, îți explic imediat. Hai să vedem despre ce e vorba și ce spune. Stai să pun așa. Translate. Și hai să vedem ce scrie el aici. Din nordul Germaniei, 45% grăsime. E bine până aici, continuă, te rog. Lapte de vacă pasteurizat, sare cultură de cultură, da, de brânză, așa. Înlocuitor de cheag. Ținut de lactoză. Dar Holstein Tleisen ăsta, cum se numește un frate? Ăsta nici nu-l traduce. Ba da, a, tot așa. Asta e, este Holstein Tleisen. Bună treabă. Ia să vedem. 45% grăsime și atât. Bine. Din ăsta, Holstein Tleisen, e bine, de pace. Mai am niște pită din asta, mănânc mai rar pită, dar nu, mânc.
Bă, miroase bine. Da, cred că ar trebui să o pun în ceva pungă, știi? O scot din asta. Așa. Da, o să vedem cum e la gust. Și că e un fel de cașcaval, așa. E bună, bro. Nici nu știi ce e, brânză sau cașcaval, nu prea poți să-ți dai seama. Serios. E ok. Stai că mai trebuie ceva. Bine, mă, dar un pic de cărniță nu punem și noi. Mănânc așa ca la câmp, știi? Mai ții minte când trebuia să merg la sapă, la căpălit. Nu știu dacă știi, nu știu ce vârstă ai. Nu prea mai taie cuțitul ăsta. Merge, e ok. Vreau să desfac pita asta. Sper că asta să-mi trebuiască. Destul de rece afară, trebuie să dau drumul la căldură, iar. E ok. Miroase foarte bine ceaiul ăsta. Numai că trebuie să-l scot. Și-mi trebuie... Cred că o să pun aici, că ăsta vreau să-l arunc. Să pun niște miere din asta. Nu mi este foarte foame, dar ideea este că trebuie să mănânc ceva. Mai încolo probabil o să-mi încălzesc o ciorbă. Ia să vedem. Exact ce trebuie, bro. Ioi, super. Trebuie să pun de aici. Vreau să desfac și untul ăsta. Ula, e vetă cu capace. Bă, bine că nu le-a pus din ala cifru din ăla. Așa arată el. Mamă, ce bine miroase, îmi place cum miroase ăsta. Zici că e din aia cremă, din aia de pantofi. Hai să crezi. Trebuie să punem și ăsta așa. Mamă, la câte produse sunt, tu îți dai seama câtă mizerie, câte din astea. Fii atent, tu le vătă. Da, e bine că s-a și înmuiat un pic, știi? Parcă mai mult seamănă așa, înghețată.
Bă, dar nu înțeleg ce e cu vreva asta, mă, frate, așa de ciudat, ei. Opa. Hai, domnule, ce faci? Prea mult. Let's... Băi, ăsta-i culmea. Hai, dă-mă aici pe pictă să te împrietenești cu toți ăștia. Elegant. Băi, mai fac o felie. Haideți dumneavoastră aici. Mai îmi pun o felie. Uite așa. A, știi ce mi-am mai luat ieri? Pentru că sunt destul de aproape de magazin. Mi-am mai luat patru sticle din alea de lapte. Da, mă, nu știu, mie îmi place foarte mult laptele ăsta. Chiar beau. Și acasă, la fel. Nu, gata, mă, că n-o duci la expoziție. O să pun capacul ăsta înapoi. Ok, așa. Și ăsta vreau să-l și pun la rece. Băi, stați acolo, să nu vedeți. Oh! Așa. Super. O să las aici și pituța asta. Și o să pun după aia niște miere. Între timp mai iau niște brânzică. Mai tai niște cărniță. Ideea știi care este că nu știu exact când voi avea cursă. Adică poate să fie într-o oră sau poate să fie în 15 ore. Mai bag și o roșie. Știi ce mi se pare ciudat? Sunt roșiile astea Sherry care au gust. Acum câțiva ani găseai pe piață roșii peste tot care nu aveau niciun gust, dar niciunele nu aveau gust. De câțiva ani au ieșit pe piață roșiile astea Sherry care au gust. Și au gustul ăla al roșiei, al copilăriei. E interesant. Cineva a lucrat cu ceva cumva pe undeva cândva. Păi nu mai ții minte roșiile alea care erau super mari, frate, și se spărgeau acolo jos și alea. Inimă de bou, nu mai știu cum se numeau toate, știi? Bă, îmi place chestia asta. Dar știi cum... Miroase așa, parcă cu zeamă de varză, nu știu cum să zic, ciudat miros oarecum, dar miroase bine. Am văzut că mai sunt oameni care mănâncă tot așa unt cu brânză și cu gem. Serios, am încercat și odată combinația, mi s-a părut interesantă, ca să zic așa. Eu îl prefer untul ori cu sare, ori cu miere, știi? Dar mai pun și Nutella din aia sometimes. Așa de onorat e. Știi cum spunea la școală? Brânză bună, bulduc de câine. Păi ce să zic, legat de Amazon, până acum să știi că este în regulă din punctul meu de vedere. Mai sunt și curse din astea care sunt tot prin Amazon. Știi cum am avut cursul ăsta? Nu este de la Amazon la Amazon, știi? Dar pentru mine e ok.
Deci afară fulguie. Hai să vezi. Dacă te uiți atent, o să observi fulgi. Uite. Ciudată vreme. Vreau să o scot din punga asta, că mi se pare așa ciudată, lipicioasă aici, știi? Nu știu cum e, ciudată. Am curățat așa un pic. Am luat un sac din ăsta de gunoi. O bag aici, știi de ce? Pentru că cred că e un fel de saramură, nu știu cum în sfârșit. O bag aici pentru că după aia o să pute, îți dai seama când deschid frigiderul ăsta că miroase numai brânză din aia, zic, pula-i vetă. Așa. Așa cum mai fac aici așa. Și e super ok. Nu stai așa că vreau să nu stă să șterg. Așa. Să iau garbage de aici. Ăsta va trebui să mă duc și să îl arunc pe undeva pe aici, știi? Așa. Pun și paharul ăsta. Bun. Asta nu mai îmi trebuie. Așa. Și asta o să le bag de desubt. Așa. O să pun niște miere din asta pe pită. Din să cred că este o miere bună. Tot din asta am folosit și tura trecută, știi? Mă uitam dacă scrie proveniența, dar aici cred că este făcută ea în Germania asta. Nu știu dacă știi tu de unde este. Poate că o fi China, cine știe. Dar pare destul de ok. Ok. O să deschid un pic trapa. O să-mi stâng aici și o să las un pic și geamurile deschise să se aerisească. Și probabil că o să mai ies un pic pe afară să mai mă plimb un pic. Păi altceva ce să fac? A venit ceva camion, l-a descărcat aici. Sau a descărcat și a plecat. A, nu, acum se parchează și el. Tot la 6 acolo se pune. Poland. N-avem treabă cu el. Hai să-mi strâng asta de pe aici.
punem asta aici. Pituța la fel. Punem aici. Acolo e laptele. Bine, mă. Asta pot să-l închid. Trebuie să pun aici cuțitul. Așa. Pune și pe asta aici. Ce tot face asta? A, tot dă-n față, în spate. Nu cred că-l incomodez, numai că probabil nu știe ce are de făcut. În sfârșit s-a descurcat el. Mai am asta. Stai că tot să deschid aici. Asta. Îl punem aici. Cred că ar trebui să-mi pregătesc și niște cafea să fie, știi? Da, aș putea face asta. Uite, și mierea trebuie să o duc de aici. Până aici, la locul ei. Așa, închidem aici. Nu mai reuși? Provocare, nu? Dacă nu te pui cum m-am pus eu, o să fie dificil. Băi, nu știu, mie îmi place foarte mult cum iese cafeaua la ăsta, serios. Știi ce trebuie avut grijă? În momentul când pui apă, să nu depășească supapa asta. Bine cum am uitat. O depășit de asta, mă, a trebuit să mai vărs un pic. El Cofitos. Știi cum e că îmi place să am lucrurile pregătite, chiar dacă nu se poate ști din timp când va fi cursa. Că nu, așa e Amazonul, înțeleg. Nu știu ce tot face ăla, habar. Ah, se aud chinci ceva. Ideea este că nici nu trebuie presat foarte tare, pentru că altfel, dacă nu funcționează supapa, bubuie ăsta, frate, ceva de neimaginat. Hai, de vreo. No, cam asta, ui. Îl pun aici la loc. Cam asta este, nene. Cafeaua e pregătită, de mâncat un pic am mâncat. Mai las un pic să se aerisească. Și am vedea ce am mai fi.